vom promova acest act normativ. Repetele este gata. Sunt stabilite normativele de personal pe fiecare tip de unitate administrativ-teritorială, în funcție de toate obligațiile pe care le are, dacă are și poliție locală, dacă are și evidența populației și așa mai departe, dacă n-are, n-are. Am stabilit de asemenea inclusiv normativele de personal pe poliție, pe poliția locală, care v-am dat câteva exemple, în multe zone a luat-o așa, o dezvoltare impresionantă, depășind de 3-4 ori numărul poliției naționale în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Doar aceste normative, care sunt prinse și în această lege și care vor fi prinse și într-o hotărâre de guvern, după aprobarea legii poliției locale, care eu sper să fie finalizată în Comisia de Administrație din Camera Deputaților, Camera Decizională, de Comisia de Ordine Publică a trecut, astfel încât săptămâna asta, săptămâna viitoare, să avem și legea poliției locale aprobată. Deci sunt pe de-o parte, vor fi, dar repet, nu din zona de ordine publică. Asta am spus în permanență, nu poți să dai oameni afară de acolo unde este deficit. A te integra în spațiul Schengen înseamnă și niște obligații pe care le ai față de cei 500 de milioane de oameni în Uniunea Europeană. Asta înseamnă un anumit număr de polițiști pe 100.000 de locuitori, asta înseamnă 100% acoperire pe frontierele externe ale Uniunii Europene și aici avem o rezervă mare de oameni, 4.000 de oameni care vor intra în poliție, din poliția de frontieră după 27 martie anul viitor și am aprobat această strategie ca oamenii să nu-și facă griji, cu pe bună dreptate să faceau griji și să nu fim în situația ca la momentul respectiv să nu știm ce să facem cu atâția oameni. Și fiecare dintre ei va ști unde va pleca, care sunt specializați în serviciile speciale ale poliției, o mare parte, cea mai mare parte, în posturile de poliție de pe viitoarea frontieră internă, pentru că în județele în care nu vom mai avea inspectorate de poliție de frontieră, deci cele de pe frontieră internă, vom avea doar servicii ale poliției de frontieră care vor lucra cu serviciile din județele statelor vecine, Ungaria și Bulgaria. Și, desigur, am dezvoltat rețeaua punctelor de contact. Deci, Ungaria avem deja 3, am discutat la JAI cu noul ministru maghiar de interne, pe care îl cunosc foarte bine de vreo 16 ani, și o să deschidem și punctul de contact de la Satu Mare, astfel încât să putem suplini retragerea poliției de frontieră din frontierele, de pe frontierele interne anul viitor. Domnule ministru, colegatul meu, m-auziți? Da. Colegatul meu a fost de partid de la astăzi la realitatea că ar trebui să plecați din guvern din cauza contractului pe care vine dumneavoastră la. Aici aș vrea să vă spun franc. Vă răspund fără nicio reținere la orice întrebare îmi puneți. Nu să iau, n-am luat și nu să iau niciodată lecții de morală de la doamna Macovei, din considerente pe care mă aparțin și nu îl discut aici. Fiecare a avut parcursul lui profesional și eu și domnia sa și înainte de 89 și după 89. În ceea ce privește problemele la problema la care s-a referit. Sigur, nu sunt contracte ilegale. De fapt, nu sunt două, ci e unul. Am ridicat și eu între timp și am spus ceea ce am mai spus. Nu le pot interzice și nu le voi interzice nimănui, nici ginerului meu, ca să lucreze zona privată. Nu îi voi interzice să lucreze într-o astfel de activitate în care, până la urmă, lucrează 160.000 de oameni. Ceea ce m-a deranjat profund este că am încheiat aceste două contracte. De fapt, unul l-a încheiat numai. Cel din Valea Jiului nu l-a încheiat și nici nu-l va încheia pentru că este în procedură de contestare în instanță. Deci, nu, practic, contractul nu există. Iar cel de-al doilea pe care amiabil, eu cred că în 3 zile îl va rezolva. Și am terminat cu această poveste care, cred, mie personal mi-a făcut mult rău și, în sfârșit, sper că au învățat și ei din lucrul ăsta. Vă rog. Din câte știu eu, veniturile până în 600 de lei rămân în continuare neimpozitate, iar impozitarea cu 25% a câștigurilor întâmplătoare din jocuri de noroc este o propunere
în acest moment și din punctul meu de vedere această propunere poate să rămână. Închiderea caselor de pariuri nu cred că este principala problemă a economiei românești în acest moment. Întrebarea dumneavoastră presupune cum că aceste companii ar face evaziune fiscală de nevoie, nu de voie. Evaziunea fiscală se face pentru că vrei să faci evaziune fiscală, nu pentru că dintr-un anumit motiv trebuie să faci evaziune fiscală. Cred că modul în care a spus întrebarea e foarte periculos. Există în acest moment în economia românească probleme foarte importante, de la problema legată de reducerea consumului, care înseamnă pentru foarte multe companii o problemă importantă de funcționalitate, pentru că au fost dimensionate pe un anume nivel al consumului, până la problemele de finanțare, inclusiv datorită reducerii valorii garanțiilor, reducerii cifrelor de afaceri și altor...